Te-ai gândit cu ce piese intri în ring? Bun, bun. Nu m-am gândit. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. La Las Vegas. La Las Vegas, da. La Las Vegas mai vezi. Adică aici. Eu nu mă așteptam în viața mea să te văd în această situație, domnul Andy. Într-o cușcă, practic unde iei sau dai bătaie. Că până la urmă despre asta e vorba. Ce e cert? Că într-o luptă trebuie să iei bătaie ca să câștigi. Adică nu e ca și cum doar trebuie să dai. Dacă ești un pasionat al luptelor și urmărești acest eveniment, îți dai seama că mai toți își iau bătaie în luptă, în cușcă. Dar ce te-a mânat pe tine, practic, în toată treaba asta? Ambiție, ambiție, am ambiție. Și banii, mea, și banii, îmi plac banii. Și ambiția. Și ambiția, am înțeles. Dar fii atent, eu am o întrebare strict tehnică, eu nu m-am bătut în viața mea, eu sunt papă laptero de tot. Adică, jur, chiar sunt papă laptero. Bă, n-ai în stomac așa când îl vezi pe Gianni Chiriță, n-ai fluturașe, nu la modul ăla, niște fluturașe, niște fluturașe și în stomac, bă, eu să mă bat cu ăsta. La mine nu este vorba de adversar și nu este vorba de gală și nu este vorba de bani și nu este vorba de recompensa de după, da? La mine este vorba de procesul în sine, mie îmi place efectiv procesul, adică faptul că mă antrenez zilnic, faptul că fac ceea ce îmi place, faptul că am redescoperit pasiunea pentru acest sport, mă face să nu fiu în viitor, să fiu în prezent. Și nu îmi dau setate chestia asta, pentru că dacă sunt prezent și depun munca zilnică, nu am niciun fel de emoție. Cu siguranță voi avea când voi intra în ring, dar asta e altă discuție, să aleasă emoții constructive. Am înțeles. Dar crezi că chestia asta s-ar fi modificat dacă ar fi fost alt adversar în locul lui Gianni Chiriță sau tu îți vedeai de drumul tău, indiferent de cine ar fi fost cel cu care urcai în ring? Cu siguranță nu s-ar fi modificat, pentru că nu mi se pare Gianni un adversar slab. Dimpotrivă, este un adversar puternic și chestia asta mă motivează. Mă face să mă ridic eu la nivelul în care să știu că pot să-i pun probleme. Oricare adversar ar fi fost, cu siguranță aș fi tratat la fel de serios această gală. Acum fie vorba între noi că suntem băieți până la capăt și o să fim băieți până la capăt. Îl bați sau nu-l bați? Cu gândul ăsta mă duc în fiecare zi la antrenament. Am înțeles. Cu ce o să vii tu ca tu? Adică, ai riciul mai lung, probabil, fiind mai înalt, lovitura de picior. Că suntem la fel de înalți. El este mai greu, cu mult. Are vreo 15 kg, 100 și ceva de kilograme, eu am 90. Cred că vin cu freshness-ul, glumesc. Cred că ambiția, pasiunea pentru acest sport va câștiga în acel meci. Și cum comentezi eu diferența de vârstă între voi? Adică crezi că pentru el e un dezavantaj ăsta faptul că e mai bătrân cu 14 ani, 14-15 ani? 15 ani. Da, este un dezavantaj pentru el. Nu sunt nebun să nu recunosc chestia asta. Da, are și avantaje, dar și dezavantaje. Cum ar fi că e mai greu ca mine, mai mare ca mine, dar în același timp probabil voi compensa cumva, rămâne de văzut, această diferență de kilograme. Voi o să rămâneți prieteni după lupta asta? Adică acum când vă vedeți, vă salutați? Gen, ce faci, bro, te pup, nu știu ce, să vezi așa la ficat? Eu mă cunosc cu Gianni din viața asta publică, pe unde ne vedem, ne salutăm, domnul Rog. Nu am avut niciodată prietenie cu el și nici el cu mine, dar ne respectăm și cred că asta e cel mai important la doi oameni, să te respect. Și după aia o să rămâneți prieteni, adică o să vă dați mâna, nu e niciun... Din punctul meu de vedere, nu am nicio ranchiună cu el ca să nu rămân în relațiile pe care le-am acum cu el. Deci, da. Am înțeles. Fii atent, vreau să vorbim un pic despre momentul în care tu poate că erai mai mic și a venit prima și prima dată în viața ta momentul să te bați, frate, da? A venit bucata în gură sau n-a venit? Ții minte când a venit bucata aia în gură? Doar că am avut instinctul să o semi-eschivez, știi? Și am luat-o pe jumătate. Și era dureroasă și pe jumătate. Na, cum suntem noi băieți, ne anturăm... Nici nu era din vina mea o chestie, adică la modul ăsta, știi, am pus spatele pentru un prieten și am văzut ce s-a întâmplat pentru asta. Mă rog, aici nu trec scandal acolo, dar mi-am dat seama că, uite, când încep sau inițiez o bătaie sau o luptă, poți să știi ce vrei de la
lupta aia, adică nu poți să duci, hai să dăm pe pace, hai să fim băieți, nu. Dacă ai intrat în ring sau te pui față în față cu omul ăla la interval, s-o dai, ești obligat. Postura nu mai îți permite să negociezi. Adică trebuie să știi ce, să-ți asumi rolul. Dar vreodată din cauza unei femei n-a venit niciunul peste tine să... să vine zi, am pățit eu asta. Să te duci tu să-i o dai? Da. Din cauza unei femei, bineînțeles. Mă rog, el era un fel de prieten cu mine, că altfel nu pot să-i zic. Și tot timpul... Asta, e de mult chestia asta, adică nu te gândi. Liceu, la modul ăsta. Și băiatul respectiv tot se ținea după iubita mea de atunci. Și am zis de vreo 2-3 ori. El a zis că n-are nicio treabă, că domne, să jură că n-are nicio treabă. Și a fost să-i fac un flagrant. Și l-am prins în flagrant cum încerca, știi, să o ia de braț, de gât, de asta. Și l-am bătut pe umăr și am zis salut, bum. Și aia a fost tot, adică mi-am dat seama că nu ar trebui să fac asta la nervi, pentru că există pericolul să-l accentez foarte tare pe domnul respectiv. Și am zis că nu mă mai lupt din nervi niciodată, adică nu o să fac chestia asta pe nervi. O fac inteligent într-o gală de MMA ca să ne răcorim. Înțeles. Bun. Și cu ce, la ce lucrezi tu, la ce simți tu că lucrezi cel mai tare? Adică o să vă bateți și la sol? Sunt reguli de kickboxing și sol. Adică MMA, practic. E un sport, nu ți se pare un sport brutal? Adică e destul de brutal, sincer. E brutal și foarte complex. Adică ai și la sol, ai și grappling, ai și în picioare kickboxing. De aceea îmi și place așa atât de mult, pentru că nu este doar, nu știu, o bătaie între, știi, doi oameni care hai să ne zmarduim. Nu, e tehnică acolo, treaba e tehnică. Acum este foarte brutală lupta, dar cred că o să ne descurcăm ambii, pentru că nu pare nici el așa un om care nu este familiar cu lupta. Da, el a fost destul de bătăios și de arțăgos cumva și pe terenul de fotbal, adică era legenda că trece mingea, dar nu trece omul de Gianni. Da, Gianni a inventat practic, trece mingea, nu trece omul. Am înțeles. Și tu la ce lucrezi? La pumn, la picior, la grappling, la submission? Uite, la submission, dacă îi faci un submission, mă, lui Gianni Criță, dă... Bate-n podea de... Lucrez la psihic, vreau să-l fac psihic. Am înțeles, la cântarul oficial o să faceți aia așa când stați, da, cap clar, în cap și să fiți supărați așa amândoi. Să-i ceva, o înjurătură, dar nu știu ce, ca să nu, nici nu se supere pe mine foarte tare. Forța Steaua. Da, bravo. Gata, mă. Forța Steaua. Bun, așa rămâne. Bun, asta chiar așa zic, Forța Steaua. Deci deja ți-am dat melodia de intrare și ce să-i zici omului ca să-l enervezi cel mai tare și o să-ți dea și un low kick, așa, pentru știi? Pentru următoarele lupte, Sabin va fi consilierul meu de imagine în acea luptă. Bă, dar chiar mă, dar apropo de imagine, dacă îți dă una de strică fața asta de, după zis, aia... I-am zis, nu dați la față, pentru că cu asta fac bani. Și cred că o să țină cont de chestia asta. Nu. fix, la asta o să-ți dea prima dată, o să te încerce cu o directă de dreapta aici, pe arcadă, să te despice. Orice, dați oriunde, cu ce vreți, dar nu la față. Bun. Și care este cea mai eficientă lovitură? NV-ul pe la spate sau perversa după Târgu Ogna? Purificatorul. Hai, pa!